Explicarea Sfintei Liturghii. Întrebări și răspunsuri duhovnicești. Care este explicarea liturgiei catehumenilor? Ritualul închinării, timpul prezis de Isaia prorocul al nașterii Sfântului Ioan Botezătorul și întrupării lui Hristos. Binecuvântare. Rugăciunea de slăvire a lui Dumnezeu în treimea persoanelor. Semnul Sfintei Cruci peste Sfântul Antimis sau Sfânta Evanghelie. Prin Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce a întemeiat Mântuitorul Împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Ele sunt cele două simboluri sau embleme ale creștinismului. Ușile împărătești și dvera deschisă. Mântuitorul, prin venirea sa, ne-a deschis porțile Raiului și ușile împărăției cerurilor. Antifoanele. Vremea de dinaintea Sfântului Ioan Botezătorul. Fericirile. Predica de pe munte, prima cuvântare. Deschiderea ușilor împărătești și ieșirea cu Sfânta Evanghelie. Ieșirea Mântuitorului la propovăduirea Evangheliei. Trisagionul. Sfinte Dumnezeule, ne arată pe Dumnezeu Tată. Sfinte tare, înfățișează pe Hristos. Sfinte fără de moarte, este rugăciunea către Duhul Sfânt, care dă viață. Miluiește-ne pe noi, ne încredințează de unitatea Sfintei Treimi. Apostolul, trimiterea la propovăduire a celor 12 apostoli. Cădirea în timpul apostolului, mireasma învățăturii Sfinților Apostoli. Sfânta Evanghelie, Mântuitorul însuși. Înțelepciune drepți, cuvântul lui Hristos, care este adevărata înțelepciune, trebuie ascultat stând drepți. Citirea Sfintei Evanghelii, Mântuitorul predicând Evanghelia. Desfacerea Sfântului Antimis, săparea sau pregătirea mormântului, strângerea miridelor, unirea credincioșilor cu biserica, semnul Sfintei Cruci, la Ecfonisul, ca și aceștia, este ca o pecetluire a mormântului. Care este explicarea liturghiei credincioșilor până la ectenia cerilor? Să plinim rugăciunea noastră. Heruvicul ne pregătește ca și heruvimii și primim pe împăratul tuturor și astfel grija cea lumească acum să o lepădăm. Cădirea din timpul heruvicului înmirezmează biserica în cinstea darurilor ce vor fi purtate. Ieșirea cu cinstitele daruri, ultimul drum al Mântuitorului, înainte de patim, din Betania la Ierusalim. Pâinea și vinul puse pe sfânta masă, împăratul care vine pentru aducerea jertfei. Așezarea darurilor pe sfânta masă. Punerea în mormânt a Domnului, Sfântul Aer, lespedea de pe mormânt, tămâia, aromele cu care a fost uns trupul Domnului, închiderea ușilor împărătești, pogorârea Domnului la iad cu sufletul, închiderea dverei, întărirea mormântului cu strajă. Urmează ectenia cererilor. Explicarea Sfintei Liturghii de la ectenia cererilor până la ridicarea cinstitilor daruri. Să ne iubim unii pe alții, sărutarea păcii, rostirea crezului, cuvintele ușile, deschiderea dverei, ridicarea și clătinarea Sfântului Aer deasupra darurilor la crez, simbolizează umbrirea lor cu puterea și harul Sfântului Duh, ori cu tremurul care s-a făcut la învierea lui Hristos. Punerea acoperământului deoparte, ridicarea pietrei de pe ușa mormântului la înviere. Urmează partea cea mai importantă a slujbei. Preotul atrage atenția, să stăm bine. Strana spune, mila păcii. Atingerea steluței de cele patru părți ale Sfântului Disc, ridicarea steluței, după care urmează rostirea cuvintelor Mântuitorului de la cină. Explicarea Sfintei Liturghii, de la ridicarea cinstitelor daruri până la sfârșit. Ridicarea darurilor, ale tale dintr-o ale tale, înseamnă oferirea lor lui Dumnezeu, pentru că ale Lui sunt și Lui le aducem, pentru a putea fi prefăcute în trupul și sângele Domnului. La strană se cântă, pe tine te lăudăm, rar și lin și frumos. Iar preotul rostește mai întâi troparul ceasului 3, apoi epicleza și are loc sfințirea darurilor și prezența lui Hristos devine reală, adevărată și substanțială. Nu toată pâinea se preface în trupul Domnului, ci numai Sfântul Agneț. Restul pâinii, adică miridele, se sfințesc. După prefacere, se cântă axionul.
La cuvintele să luăm aminte, Sfintele Sfinților, preotul înalță numai Sfântul Agnes și nu tot discul. Deschiderea dverei la penăscătoarea, deschiderea cerurilor și a milostivirii divine față de noi. Înălțarea Sfântului trup deasupra Sfântului disc, ridicarea Domnului pe Sfânta Cruce, cuvintele Sfintele Sfinților, spun că Sfintele daruri se dau numai celor sfinți și sfințiți, adică celor ce s-au pregătit și sunt vrednici să le primească. Frângerea Sfântului Agneț în patru părți, răstignirea și moartea Mântuitorului pe cruce, dar și frângerea pâinii la cina cea de taină. Se pune în Sfântul Potir părticica în care s-a făcut împungerea cu copia, această reunire a Sfântului Trup cu Sfântul Sânge reprezintă învierea Domnului. Căldura simbolizează mai întâi apa care a curs odată cu sângele din coasta Domnului. Ea e caldă pentru a da senzația adevărată a sângelui viu și cald. Turnarea în Sfântul Potir a celor două părți, Ni și Ka, simbolizează învierea Domnului, adică refacerea integrității Sfintei sale unități, despărțită în două prin moarte. Înălțarea Sfântului Potir, arătările Mântuitorului după înviere. Ultima înălțare a Sfântului Potir arată ultima arătare a Mântuitorului pe muntele Măslinilor înainte de înălțare. Aducerea și depunerea la proscomidiar, înălțarea la cerul. Rugăciunea Amvonului amintește de adunarea apostolilor în foișorul din Ierusalim după înălțarea Domnului. Binecuvântarea credincioșilor, la cuvintele binecuvântarea Domnului peste voi toți, simbolizează pogorârea Sfântului Duh peste apostoli. Tragerea dverei și închiderea ușilor împărătești înseamnă închiderea ușilor împărăției cerești, după care nu mai este vreme de pocăință. Împărțirea anaforei amintește de agapele de odinioară. Potrivirea Sfinților daruri, adică consumare de către preot, gustarea fericirii celei de pline la masa cea cerească. Vă mulțumesc mult pentru ascultare!